Bine v-am regăsit la Meditații pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun tată pentru Marc și astăzi nu întâmplător sunt atât de entuziast pentru că vom discuta despre bucurie. Alături de mine este Marilena Ionescu, psihoterapeut. Bună Marilena, bine ai revenit! Bună Alex! Ce este bucuria? Ce întrebare! Bucuria este o emoție pe care o simțim atunci când facem lucruri care ne plac. Eu le vorbesc copiilor despre optimism și pledez pentru cultivarea bucuriei. Ok, cum facem asta? Chiar acum mă gândeam la un exercițiu pe care îl putem face cu copiii noștri. Este un exercițiu de mindfulness, de cultivarea bucuriei. De exemplu, să luăm două tipuri de semințe și să le spunem copiilor, uite, semințele acestea sunt semințele bucuriei și le putem numi cum vrei tu. De exemplu, pe una o putem numi zâmbet, pe una o putem numi ce-ți place ție să faci, patinaj, pe una, oricum vrei tu. Și toate aceste semințe le putem planta într-un pahar transparent și mai avem un rând de semințe pe care le putem numi lipsa bucuriei sau tristețea. Da. Și bineînțeles, școală dacă pe școală, dacă, da, pentru unii copii, din păcate, școala poate să fie la celelalte semințe. Da, le punem și pe acesta într-un pahar, le plantăm și acum o să-i spunem copilului ce anume vrem, pe care vrem să le udăm, ce semințe vrem, semințele bucuriei sau semințele tristeții și lipsei de bucurie a pesimismului. Și funcționează? Au copiii grijă de semințele bucuriei? Ai remarcat chestia asta? Da, da, ei sunt foarte încântați de toate metaforele de genul acesta. Eu le mai spun și o altă poveste cu doi lupi. În fiecare din noi există un lup bun și un lup rău. Și cum vrem noi, pe care dintre noi vrem să-l hrănim, acela va crește. Invariabil ei aleg lupul bun. Mai sunt și copii care vor să iasă în evidență și dar foarte, foarte rar am întâlnit și îi pun după aceea să deseneze cum arată. Vorbesc foarte mult despre bucurie cu ei, iar și aici au apărut cărți pentru copii care ne pot ajuta. Veverițele și optimismul este una din cărți, este extraordinar. Cu Cata și cu Lina? Poftim? Cu Cata și cu Lina. Exact, cu Cata și cu Lina. Și ai văzut ce reacție are și copiii primesc, chiar dacă par niște noțiuni oarecum grele sau ei primesc toate acestea și noțiunea de optimism și noțiunea de pesimism și ce alegem practic în fiecare zi pentru a ne hrăni bucuria. După aia, eu îți mai spun, te rog, dacă, te rog, spune-mi. După aia mai putem vorbi cu ei, de exemplu, despre faptul că există două tipuri de bucurie, de fericire. Există o bucurie care vine din plăceri de scurtă durată, cum ar fi o bomboană, o înghețată, o prăjitură sau să fac un anumit lucru, sau poate să fie o bucurie care este de lungă durată. Și aici pot să vorbesc de bucuria de a dărui, de generozitate, compasiune, speranță. Mie mi se pare o idee extraordinară și iar e bine ca ei să facă aceste diferențe. Poate să fie ceva rău legat de bucurie? Nu. Era o întrebare deschisă, nu era, nu încercam să direcționez. Nu, așa cred și eu, dar m-am gândit că poate, nu știu, prea multă să ajungă cumva să dăuneze. N-am un răspuns, aș fi răspuns la fel ca tine, dar m-am gândit să te întreb dacă în experiența ta ai găsit și o chestie mai nefertilă sau mai productivă legată de bucurie. Nu. Deci, pentru mine, cultivarea bucuriei este unul din scopurile din capul listei pe care le avem de făcut. Super! Mulțumim frumos, Marilena! Dragi părinți, încercați să cultivați cât mai mult bucuria în familie, alături de copii, în viața voastră, pentru că, așa cum ați auzit-o și pe Marilena, nu avem decât de câștigat din chestia asta. Nu uitați că puteți asculta toate emisiunile noastre pe itsybitsy.ro și mai ales nu uitați să le spuneți copiilor voștri în fiecare zi cât de minunat sunt. Pa, pa!